octombrie, întrebarea Nadiei Ciurlina, mea și discuția din platou, era pe tema că domnul Dragnea, nu dumneavoastră, a spus că datorită îndeplinirii programului de guvernare s-a făcut producția record. Puteți să-mi explicați și mie legătura de cauzalitate între programul de guvernare care a început să fie implementat în ianuarie și cultura la grâu record însămânțată în septembrie, ca să înțeleg și eu, că sigur nu mă pricep la agricultură, dar poate mi-ți explicați filozofic așa, cauzalitatea din un program de guvernare a apărut după ce o cultură era deja în pământ și s-a făcut o producție record pentru că a venit PSD-ul și ce a făcut? A suflat în grâu din pământ? Eu asta nu înțeleg, nu v-am criticat pentru altceva, că nu mă pricep. Și aici sunt alții probabil mai buni decât mine, jurnaliști pe zona de economic, care știu mai bine cum e cu producția la hectar. Pentru că tipul ăsta de, cum să spun eu, împăunare cu producția agricolă, pentru că a dat Dumnezeu un an bun, pentru că mai mulți oameni au început să însămânțeze terenul, pentru că agricultura a devenit o afacere, pentru că se dau subvenții, foarte bine dacă le-ați dat mai devreme decât alte guverne. Dar dacă îmi spuneți că asta are legătură cu programul de guvernare al PSD și că e meritul lui Liviu Dragnea, domne, mă ridic de aici, din emisiune și plec acasă. Deci asta nu înțeleg. Asta n-am înțeles, domnule, de-aia. În rest, și o ultimă precizare și vă las să-mi răspundeți, sau dacă vreți să mai comentați, și o ultimă precizare, domnule, nu vă face nimeni o vizită, nu știu cine a zis că sunteți la șpriț, nu vă face nimeni o vină, domnule. Mai bem și noi, toți românul mai bea un șpriț, mai bea o nu vă face nimeni o vină. Eu din am asta. Zis, dar... E un lucru absolut lăudabil că după ce n-ați răspuns la telefon, ați sunat înapoi la o televiziune. Asta e absolut lăudabil, că înseamnă că sunteți interesat să lămuriți problemele astea pentru publicul nostru, nu pentru noi, cei din platou. Deci care e legătura între programul de guvernare și rezultatele agricole? Respect poziția domnului Orcan, vreau să-i fac următoarea precizare și sper să fie de acord cu mine sau să-l liniștez măcar pe jumătate. Este o legătură directă. Obiectivul de guvernare pe care l-a prezentat Liviu Dragnea în campania electorală, care a fost prezentat de guvern și a fost aprobat de Parlament, primul obiectiv din programul de guvernare pentru agricultori a fost acordarea la timp a subvențiilor, în așa fel încât fermierii să poată să execute lucrările la timp, pentru că dacă nu execuți o lucrare astăzi, mâine s-ar putea să o execuți degeaba sau poate să te coste mai mult și să se afecteze randamentul la hectar, cu alte cuvinte, să nu realizezi ceea ce ți-ai propus. Deci legătura directă este între plata subvențiilor și executarea lucrărilor la timp, domnul Orcan. Domnul ministru, dar asta ar trebui să fie obligație. Eu v-am rugat să puneți o sămânță în sol și să o lăsați acolo. Da, nu, sigur, să fac niște lucrări, eu nu mă pricep. Da. Nu, dar asta ar trebui să fie o stare de normalitate, nu așa ca o laudă. Am dat subvențiile la timp. Trebuia să le dau la timp. Nu, nu este o laudă. Da, dacă... Da, mulțumesc. Dar starea aceasta de normalitate nu am introdus-o, ca să știți. Cel ce vă vorbește a introdus această stare de normalitate privind subvențiile. Și nu mă laud cu ea. Dar este o stare de normalitate, da. Pentru că văd o serie întreagă de intervieni, de persoane care intervin la televizor și care, în afara realității, discută ceea ce, din punctul meu de vedere, este diferit față de situația reală. Domnule ministru, dar cu casa asta de comerț... Sunt două lucruri pe care ar trebui să le înțelegem toți. Cu casa aceasta de comerț, s-a anunțat că într-o lună o să fie gata casa de comerț, înțeleg că se va implica în relațiile de import-export și va colecta legumele, fructele și așa mai departe. Noi am stat de vorbă mai devreme cu domnul Tabără, care a condus și el Ministerul Agriculturii, cu siguranță îl cunoașteți. Înțeleg că există astfel de entități deja. De ce mai faceți și această companie de stat să mai toace niște bani dacă deja avem Camera de Comerț și Industrie care se ocupă cu genul ăsta de lucruri? De ce nu se ocupă Camera de Comerț și Industrie acum? Păi poate sunt alte probleme. Nu, întrebarea se pune, o avem această Camera de Comerț și Industrie. Se pune întrebarea în mod legitim. Face ceva? Domnul Daia, de ce nu mergeți să stați de vorbă cu domnul Daraban? Sunt probleme reale pe care le are agricultura și trebuie să le rezolve. Dați-mi voie să vorbesc, pentru că ca să putem să ne înțelegem. Vă rog. Deci, dumneavoastră ați prezentat mai devreme cum erau expuse acele produse. Produse românești. Produse românești, iar fermierii de acolo au venit cu drag să prezinte presei și opiniei publice ce realizează zona respectivă,
să îndemnăm consumatorul să se ducă peste, să se ducă să cumpere aceste produse, în așa fel încât să putem lega lanțul producției cu preluarea și cu valorificarea. Noi am zis că prezentarea era pentru domnul Dragnea, nu pentru cetățean, pentru cumpărător. De asta am comentat aici. Dar nu m-ați lămurit cu Camera de Comerț. Deci să înțeleg că sunteți cu Camera, cu Casa asta de Comerț, să înțeleg că sunteți nemulțumiți de activitatea Camerei de Comerț, care nu reprezintă cum trebuie fermierii, nu? Asta spuneți. Nu are legătură. I-am spus că ne lipsește la această dată o structură care să se ocupe de preluarea de activitatea de comerț, în așa fel încât fermierul să fie pus în contact cu posibilitățile externe, în așa fel încât comerțul să devină o afacere profitabilă pe și el. Și cum v-ați gândit? Cum o să arate această cameră de comerț? Domnul ministru, cum o să arate această casă de comerț? Vedeți cum aveți răbdare. Va funcționa în cadrul Ministerului Agriculturii? Poftiți, nu, sub nicio formă. Sub nicio formă. De cine va ține această instituție? E în afara Ministerului Agriculturii și așteptați să se construiască această structură și să puteți vedea roadele așa cum s-au văzut și la multe programe pe care noi lansăm. Domnul ministru, din poziția de nepriceput, domnule ministru, l-ați văzut și uneori l-ați criticat, alteori l-ați apreciat, iată că a prins roade. Domnul Orcan, văd că, sigur... Nu, eu vă spun doar un singur lucru, dacă îmi dați voie, foarte scurt. Dom'le, tocmai au dispărut silozurile românești din port. În portul Constanța nu există siloziuri românești. Toate sunt deținute de corporații străine, de offshore-uri. Ca să știți, apropo de faptul că faceți o casă de comerț, dar n-ați rezolvat faptul că în portul Constanța, aia care preiau marfa, sunt numai străinezi, nu români. No. Dacă mă întrebați pe mine, nu statul trebuie să regleze asta, ci economia de piață. Dar în subordinea cui va funcționa această casă de comerț, domnule ministru, că ne apropiem de pauză și mai e o întrebare de la domnul. Nu Ministerul Agriculturii construiește această structură. Aveți răbdare că veți putea luați elementele concrete realizării acesteia în momentul în care ea se pune în mișcare și veți vedea rezultatele pe care noi le întrezărim. Păi domnul Dragnea zice că va fi înființată în maximum o lună. Dacă mi îngăduiți. Domnul ministru, se știe ceva despre această casă de comerț? Și ceea ce spune domnul Dragnea este foarte adevărat și domnul Dragnea este foarte adevărat și că se va realiza. Și eu v-am întrebat, cum ați gândit-o, domnule ministru, unde va funcționa această casă de comerț? În România, în cât e angajat va avea? Cui se va subordona? Cine va conduce această casă de comerț? Pentru că dacă înființați o altă instituție de tocat bani publici, mai bine renunțați la idee. Nu, fiți liniștită că noi nu o să facem instituții de tocat bani publici. Cel ce vă vorbește vă poate demonstra cu faptele activității sale că nu suntem pentru tocat banii publici, ci pentru realizarea unor producții din ce în ce mai mari, în așa până încât fermierii se poate câștiga, iar țara să aibă ceea ce îi trebuie din punct de vedere alimentar. Două întrebări mai sunt din platou. Domnule ministru, nu cred că deranjează pe cineva că astăzi România realizează cea mai mare producție medie de grâu și trebuie să fie o mândrie pentru toți. Foarte și bine, pentru excelent. Cel care a semănțat, și pentru cel care a recoltat, și pentru cel care a erbicidat. Excelent, domnule ministru. Eu nu înțeleg și pentru guvernul PSD. Eu nu înțeleg de ce e așa un secret cu casa asta de comerț. Dacă e gata într-o lună, înseamnă că e configurată deja. Se știe și cine o să conducă. De ce nu dați datele? Adică, așa la secret. Eu n-am datele acestea, stimată doamnă. Păi, dar cine le are? Eu am aceste date, iar eu sunt ministrul agriculturii și vă pot răspunde la orice întrebare care vizează Ministerul Agriculturii, structurile Ministerului Agriculturii, activitatea Ministerului Agriculturii. Am înțeles. Cine a o întrebare de la Dan Bucura, dacă... pe care le-a prezentat domnul președinte Dragnea și pe care trebuie să le respectăm cu toții și să ne bucurăm în același timp. Domnule ministru, dacă ne permite, țin cu o întrebare din platou, Dan Bucura. Bună seara, domnule ministru. În primul rând aș vrea două foarte scurte precizări ca să o întrebare sigur din platou, vă rog. Aș vrea să vă rog să facem două scurte precizări, să fiu sigur că am înțeles. Ați spus un pic mai devreme că în deplasarea de astăzi împreună cu domnul Liviu Dragnea de la Călăraș ați dezafectat o stație de pompare apei, așa v-ați exprimat.
Explicați-mi și mie ce înseamnă ați dezafectat-o. I-ați schimbat destinația sau ați închis-o? Nu, haideți, acolo este... Vă ascultăm, domnule ministru. Acolo sunt 5 nave. 5 nave plutitoare. Pe aceste nave plutitoare sunt 12 agregate de pompare. Două din aceste nave l-am dezafectat pentru a merge la reparații, pentru a schimba agregatele de pompare. Navele pleacă și pleacă în câteva zile pentru că se lucrează la dezafectarea lor. Pleacă spre Brăila pentru a fi reparate. Toate agregatele de pompare se schimbă. Domnul ministru, haideți că vă întrerup ca să nu intrăm în lucruri tehnice, că nu ne urmăresc telespectatorii. Deci eu vroiam doar să facem această completare pentru că exprimarea era ușor nefericită. Când spui a dezafectat pentru un profan, se gândește că ați pus-o pe butuci. Deci ați început procesul de retehnologizare, de remodernizare a lor prin scoaterea acelor motoare. Asta era precizarea. Vă mulțumesc frumos pentru cu drag. Și a doua observație și întrebare în același timp, tot foarte scurt, că nu vreau să ne prindă nici publicitatea și să vă lăsăm și pe dumneavoastră. Domnul ministru, e o diferență, constat o diferență foarte mare de discurs între dumneavoastră și domnul președinte Dragnea. Și mi se pare, cel puțin în cazul dânsului, o ipocrizie fără margini. Dumneavoastră ați atins un punct foarte corect când ați intrat în direct și când ați spus și astăzi declarații. Ați spus că ceea ce s-a întâmplat în agricultura românească este meritul investitorilor în domeniu. Cu alte cuvinte, a acelor oameni, puțini câți mai sunt în țara asta, care numai ei știu prin ce au trecut, credite, leasing operativ, mama naibii ce Dumnezeu au făcut, că agricultura nu mai este chiar așa cum credem noi, numai ce dă Dumnezeu, ci și ceea ce investești tu este practic o matematică, o chestiune foarte practică. Și atunci întrebarea mea e, cum poate domnul Dragnea, oarecum în opoziție cu ce admiteți dumneavoastră, să se împăuneze și să vorbească de niște merite ale statului ăsta, când totul de la procedeul de însămânțare, și continuăm și după revenirea guvernului dumneavoastră la putere, și anume procesele de erbicidare și așa mai departe, sunt făcute exhaustiv pe banii privați ai acelor oameni care gestionează pământurile respective. Cum poți să spui că noi, programul nostru de guvernare, a susținut țara asta vreun leasing la vreun utilaj pentru vreun... Nu. V-aș ruga să mă ascultați dacă e posibil. Vă ascult cu mare interes că v-am ascultat. Deci nu este nicio diferență între mine și ceea ce a spus domnul președinte. Dar eu am auzit. Numai că dumnealui a pus o altă succesiune față de mine. Dar e corect și foarte corect ce a spus domnul președinte Dragnea, cu o importanță deosebită pentru realizarea acestor producții. Și a făcut vorbire și de mazăre. O cultură nouă pentru România, care a realizat o producție, s-a realizat o producție extraordinară în acest an. O producție istorică de altfel la toate celelalte trei culturi, care trebuie să ne mulțumească pe toți și în același timp să fie o mândrie, dacă putem vorbi despre mândrie în țara noastră și despre noi. Deci, răspunsul foarte clar și o repet și eu. O influență în realizarea acestor producții este faptul că am plătit subvențiile la timp, iar plata subvențiilor la timp este un obiectiv de guvern. Este un obiectiv de guvernare. Da, domnul ministru, dați niște bani pe care îi recuperați, adică n-a creat ceva așa, o plus valoare guvernul. Îl luați de la Uniunea Europeană înapoi. N-ați mai încurcat, asta a fost și concluzia noastră. Da, exact. Nu există. Păi da. E bine și asta, nu? Da, e bine și asta. Haide să vă spun un lucru. E bine că stăm cu banii la unii, că au stat cu banii la Uniunea Europeană și i-a adus după 9-10 luni în țară și nu s-a mai putut învârti să se facă și alți bani. Am criticat și asta în prima parte a emisiunii, dacă v-ați uitat. Aveți acolo un specialist în domeniu care poate să spună că un leu introdus în țară și învârtit 12 luni aduce încă 3 lei după el? Sunt lucruri pe care le-am făcut și mecanisme pe care noi le-am pus în mișcare în așa fel încât să aibă și țară și fermierul și astea care toată deci, lumea. Domnule, opriți-vă puțin. Are vreun merit și guvernul precedent? Domnule, sau ei au făcut numai rele, Cioloș a făcut numai rele și de când a venit Dragnea, domnule, România a explodat producția la hectar. Adică dumneavoastră spuneți că până la noastră a fost haos, catastrofă și a venit Dragnea și a bătut așa și în martie s-au dat banii și gata, s-a făcut greu. Nu s-a mai încurcat la subvenție. Noi putem să spunem...
O întrebare de la domnul Bodu, că mai avem foarte puțin timp înainte de publicitate. Motiv pentru care îngăduiți să spun că între a nu lua, între a lua și a nu lua banii de la Uniunea Europeană și a da și a nu da banii la timp ca subvenții, este o mare diferență. O întrebare da, de la domnul, dar domnul nu, eu nu vă critic. E foarte bine ați spus că ați dat subvenția. Cu Casa de Comerț am eu niște nălămuriri. Eu nu sunt specialist în agricultură, dar sunt specialist în piețe. Ceea ce dumneavoastră vreți să înființați se numește trading, e corect? Alo? Da, bă, eu vă ascult. Deci vă ceea ce dumneavoastră vreți să faceți... Și vreau să spun că sunt mai puțin specialist în ceea ce sunteți dumneavoastră, cum de aminte și dumneavoastră sunteți un specialist mai... Deci, repetați întrebarea, domnule Bodu. Deci ceea ce vreți dumneavoastră să faceți, sau domnul Dragnea, se numește trading. Deci vreți să spuneți că vreți să interpuneți între producător și utilizator o entitate care face trading, se numesc trader de cereale, corect? Casa asta de comerț este, de fapt, un trader. Așa e, domnul ministru? Un colector, domnul ministru, un colector al producției micilor sau mediilor producători. Asta va reprezenta, nu? Da? Eu nu vreau să intru în detalii privind această casă de comerț. Voi sunteți ministrul agriculturii, domnul Daia, trebuie să intrați, vă rog eu. Puțin, că eu sunt ministrul agriculturii, de la ministrul agriculturii până la a mă duce cu cerealele în Egipt este distanță. Bine, domnul Daia, nu mai este timp. Nu mai este timp, ok, din păcate. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. De interpretări. Trader. Am înțeles, vă eschivați, ok. Pauză de publicitate. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, nu mai este timp. Nu, numai puțin, dacă îmi permiteți. Atunci vă sunăm de la fix, vă sunăm de la 22. Ne-am întors în a doua parte a emisiunii. Îl avem în continuare pe ministrul agriculturii la telefon, domnul Petre Daia, pentru că discutam despre ce s-a întâmplat astăzi, despre laudele în privința producțiilor record, nu-i așa, din agricultură și legătura cu programul de guvernare al PSD. Îi mulțumesc domnului ministru că a rămas pe fir cu noi și Dan Cărbunaru, aș vrea să-i dau cuvântul lui Dan Cărbunaru, pentru că are niște întrebări precise pentru dumneavoastră, domnule ministru. Te rog, Dan. Mulțumesc foarte mult. Bună seara, domnule ministru. Dan Cărbunaru, sunt de la Calea Europeană. Nu mă pricep la agricultură, dar îi respect pe agricultori și mai ales pentru faptul că aproape jumătate din populația țării trăiește în mediul rural, unde știm cu toții că trăiesc în condiții grele. E bine când au un an bun, dar e bine și când pot să fructifice acel an. A spus mai devreme, domnule ministru, că există un proces de tehnologizare în derulare în România. Cum vă explicați însă că încă avem situații de acest tip? Și sunt convins că mulți români au văzut, mergând cu mașina pe câmpuri, oameni care încă în 2017 ară terenul cu cai și cu plug de lemn sau de fier, exact ca nebun mediu. Deci ce puteți face pentru acei oameni care arată de fapt sărăcia extremă în care se zbat mulți români aflați la țară? Ce puteți face pentru ei? Asta e prima întrebare. Hai să ne răspundă domnul ministru. Vă rog, domnul ministru. Primul rând aș vrea să salut pe domnul Cărbunaru, vă rog să mă îngăduiți să fac o rectificare la ceea ce a spus noastră. Eu merg, particip la acțiuni în agricultură, n-am mai văzut plug de lemn de mult, deși eu am o vârstă mai înaintată decât dumneavoastră, îmi pot închipui și știu ce înseamnă un plug de lemn. Nu știu unde l-ați văzut dumneavoastră, iar dacă el este activ, v-aș ruga cu îngăduința necesară să mergem împreună, să-l vedem și eu să vă strâng mâna că dumneavoastră aveți dreptate, iar eu nu l-am văzut până la această dată. Da, domnule ministru, nu, dar oameni la SAP ați văzut? Oameni la SAP ați văzut, domnul ministru? Evident, și deci, evident, și această SAP lucrează pământul la SAP în continuare. Accept această provocare și sunt convins că vă interesează ce este pe domnul ministru și nu din cauza vitezei nici din mâna ministrului agriculturii, pentru că este o unealtă necesară și este necesară la anumite culturi, acolo unde nu poți să faci mecanic lucrările, iar mâna omului nu poate fi înlocuită. Eu aș vrea să completez vis-a-vis de ce am spus mai devreme. Și aș vrea să vă spun că Ministerul Agriculturii are structuri în județe
în toate județele, unde specialiștii sunt alături de fermieri, sunt alături de fermele acestea mici, le dau consultanță, le spun cum se fac culturile respective, le acord asistență tehnică, îndeamnă, îi ajută. Sigur, această imagine pe care o văd și eu acum la televizor, ea aparține țării românești, sunt convins de acest lucru. E o fotografie, recentă, au găsit-o colegii. Da. Nu așa trebuie prezentată agricultura țării românești, iar dumneavoastră sunteți buni români. Toți din platou, iar dumneavoastră făcând această misiune de moderator, de prezentator la televiziune. Vă încântă aceste imagini, dar nu este realitatea țării românești, iar din aceste peisaje să puteți decupa... Domnul ministru, pe mine nu mă încântă această imagine și cred că asta e realitatea, pentru că așa cum dumneavoastră circula, și eu circul. Întrebarea era ce faceți în frații oameni, domnule ministru, nu vă face nimic un proces de invenție, nu merg cu plugul de lemn, că sunteți dumneavoastră ministru. Ce puteți face pentru ei? Pentru că eu zic că faceți un deserviciu țării. În momentul în care prezentați asemenea imagini, în condițiile în care astăzi în România sunt producții care alții se uită cu ochii răutăcioși la realizările țării românești, cum de-al minteri în toate situațiile România este prezentată ca o țară cu un mare potențial. Păi potențialul e una și ceea ce se petrece un ministru al agriculturii, cel ce vă vorbește acum, a primit sarcina și a primit sarcina direct de la președintele partidului ca să prezinte pentru țară care este potențialul și se va realiza această lucrare care va... Deci domnul Dragnea v-a pus să ne sunați, domnul ministru? Poftiți? Domnul Dragnea v-a pus să ne sunați? Nu sunt nicio formă. Pe mine m-a pus să vă sun conștiința mea de inginer. Așa a spus mai devreme. Preocuparea mea pentru acest sector, iar dumneavoastră, dacă prezentați aceste imagini, v-aș ruga să prezentați alături de aceste imagini și un case, v-aș ruga să prezentați și o combina clas. Da, îi rog pe colegi să prezintă. Ceva pentru acei oameni, domnule ministru, iertați-mă, că asta era întrebarea. Se face sperma, domnul Angel, care este singurul exportator de cereale din România, care exportă cereale și pe care trebuie să-l susținem și să-l prezentați în emisiunile dumneavoastră, în așa fel încât zâmbetul pe care dumneavoastră l-a afișat să fie egal și cu zâmbetul meu de recunoștință pentru serviciul pe care îl faceți. Sunteți ministru și pentru oamenii aceia amărâți, iertați-mă că insist, că sunteți reprezentați o guvernare de stânga și ar fi trebuit cumva să folosiți acest context. Sunt forme de sprijin, iar dumneavoastră știți foarte bine că indiferent de suprafață de la 0-30 hectare se dă subvenția pe unitatea de suprafață, îndemnăm să se asocieze în așa fel încât să intre într-o prestare de servicii cu utilaje performante, cu tehnologii moderne, în așa fel încât randamentul la unitatea de suprafață să crească. Și vă pot arăta nenumărate exemple din acest... Mai este o întrebare, că să nu devenim foarte tehnici. A doua chestiune, domnule ministru, am fost la Bruxelles când s-au negociat acele fonduri alocate României pentru agricultură, pentru plăți directe, s-au făcut creștere tapizate, a vorbit despre asta și Dacian Cioloș la vremea respectivă, vorbește și azi în postarea domniei sale în care explică ce a făcut în domeniu, dar v-aș întreba pe dumneavoastră, pentru că sunteți acum la guvernare, când vor ajunge fermierii români să primească aceleași subvenții ca și fermierii francezi sau fermierii germani, în condițiile în care noi suntem pe o piață unică europeană și fiecare primește sume diferite? Deci ce faceți pentru acest lucru? Dacă vorbim despre plățile directe, este o diferență considerabilă. Și o știm cu toții, o acceptăm și așa este. Realitatea ne obligă să folosim același cântar. Dacă vorbim însă de plăți compensatorii, dacă vorbim de plăți cuplate pe care noi le-am operat și mecanisme de sprijin cu fonduri din bugetul național, ne apropiem și chiar uneori depășim. Și eu vă dau un exemplu. La bovina de carne, care este un interes legitim pentru țară, având în vedere faptul că avem 4,8 milioane de pașini de care tot vorbesc și care pot fi valorificate de către două specii, ovina și taurina,
și taurina de carne, se primește subvenție de 731 de euro pe cap de animal. Este o subvenție care nu este deloc mică și care prezintă un interes deosebit pentru crescători. De aceea se și explică creșterea numărului de creștere efectivă în detalii, intrăm în detaliile emisiunii. De aceea se explică și creșterea efectivelor de ovine de care eu vorbesc și dumneavoastră mă prezentați într-un tablou mioritic pe care eu îl respect, dat fiind faptul că zona de interes mă îndeamnă să fiu atent la orice observație pe care mă rog, ați făcut, domnul ministru, ați făcut dumneavoastră o glumă și presa știți cum e acum. Deci completați cu bani de la buget, ceea ce unea locană nu vrea să mai dea. Să știți că nu fac glume, aceasta n-a fost o glumă. Cum că? Oaia să devină simbol național sau ce a spus atunci? Și chiar dacă dumneavoastră și unii care au pixul, au creionul ascuțit și înceapă prin vârful creionului metaforele pe care le spun eu, sunt atât de rezistent încât dorința de a face mă îndeamnă să potirui. Cum e cu raportarea asta? Că domnul ministru de dinainte ne-a spus că una se produce și alta se raportează. Ce garanție oferă România că raportările la nivel european sunt reale? Nu. Cred că nu așa a vrut să spună domnul fostul meu coleg de facultate și pe care eu îl respect și știu ce a făcut și domnia, dacă știe și lumea ce fac eu și la oaltă ce facem fiecare în agricultură, folosește același mecanism pe care l-a. Folosesc același mecanism pe care l-a folosit și dumnealui. Sunt raportări din județe, din raportările pe care le avem, ERICA, care este o structură raportată la mecanismul european și în legătură cu fermierii și știu exact producțiile care le obțin. Dar vă mai întreb ceva, domnule ministru. Dacă îmi permiteți, domnule ministru, am vorbit despre producțiile astea de grâu extraordinare. Foarte bine că le facem. Și o bucurie pentru țara. Foarte bine că le facem. Dar de ce mâncăm noi pâine congelată din import atunci? Sigur, am văzut această temă. Sigur, nu știu de ce mâncăm, că eu unul nu mănânc. Nu știu de ce mâncăm, pentru că eu unul nu mănânc și v-aș îndemna și pe dumneavoastră și fiecare seară dumneavoastră să le spuneți nu mâncați, băi, fraților, pâine congelată pentru că nu-i bună. Și știți când mâncăm pâine congelată și mult și atât. 19.000 de tone. Cam din 2.200.000 de tone pe care noi le folosim în România, 19.000. Am luat o situație, m-am interesat, problema mă macină. Sunt determinat să fac ceea ce pot ca ministru, în așa fel încât, prin intermediul dumneavoastră, să determinăm populația României. Pe tot românul să mănânce ce produce. Iar eu mă chinui și mă consum în fiecare zi să produc din ce în ce mai mult. Și din fericire, iată că mă ajută și natura să o fac. Deci, dumneavoastră spuneți că, de fapt, populația e de vină, că oamenii se duc și cumpără pâine congelată? Pâine congelată, pâine din asta. Eu n-am spus acest lucru. Eu am spus consumați altceva decât pâine congelată. Eu n-am spus că sunt vinovați. Eu spun că poate le place. Mie nu-mi place, spre exemplu, pâinea congelată. În familia mea nu mănâncă nimeni, în neamul meu nu mănâncă nimeni, în comuna mea nu mănâncă nimeni, că le-am spus oamenilor acolo să nu mănânce și în minister le-am spus la colegi. De ce să mâncați voi? Domnul ministru, o secundă vă... Și dumneavoastră o cunoașteți și dumneavoastră și o mâncați în fiecare zi. Domnul ministru, haideți că mi-ați devenit simpatic cu apologia pâinii românești și mi-a plăcut și că aveți curaj, așa că înainte să ne părăsiți, vreau să vă ridic o minge la fileu. Domnul ministru, înțelegeți dumneavoastră artificiu, acum nu mai e, cum ați zis dumneavoastră cu dezafectatul și după aia mi-a explicat, nu ne părăsiți cu totul. Vă ridic o minge la fileu. Ce artificiu ați făcut dumneavoastră, domnul ministru, de ați reușit să dați subvențiile alea și n-au reușit aia de dinainte? Care a fost moșmondul ăsta sau cum ați făcut? Trei lucruri. Uh-huh. Trei lucruri. Proceduri clare. Păi e posibil, domnule, să faci verificări în iarnă cu zăpata pe la frâu să cauți grâul de anul trecut. Pentru că sunt niște rapoarte de verificare și le făcea iarna cu zăpada până la vest. Păi de la dumneavoastră ați venit la guvernare tot iarna. Deci dacă le făceați rapoartele pe mandatul PSD-ului, tot iarna trebuia să le faceți. Nu e adevărat. Le-ați făcut dinainte să veniți. Rețineți procedurile, le-ați făcut imediat. M-a ascultat? M-ați blocat cu zăpada și nu înțeleg că... Și n-ați făcut tot pe zăpada ați venit. Am făcut mecanisme clare. Deci trei lucruri am făcut, domnul. Mecanisme clare.
Am pus sistemul în funcțiune, specialiștii au lucrat zi și noapte, că se aducă la zi restanțele pe care le-au avut, și trei, am făcut proceduri foarte exacte, cu termene precise, în așa fel încât să se realizeze la timp, și am lucrat zi și noapte. Și ca să vă dovedesc acest lucru, v-aș ruga să rețineți și vedeți pe comunicatele de presă, când ministrul Daia spunea că până la data de 15 mai anul acesta să se depună cererile pentru a putea da pe 15 octombrie subvențiile pe care le-a spus domnul președinte Dragnea că începe să le dăm și este un obiectiv de guvernare pe care trebuie să-l luați în seamă, că nu s-a făcut până la această dată, iar pe data de 16 octombrie vor începe să vină subvențiile în așa fără încât fermiere să poată să înzămânțeze cu banii de subvenții și nu cu banii de la bănci, purtători de dobândă și cu mesioane și cu drumuri la bancă și nu să stea în câmp cu transporte, să ducă să bată la ușile băncilor. Domnul ministru, nu, e un lucru foarte bun că ați reușit să dați subvenția la timp, dar asta este doar un mic pas. A înțeles. Asta este doar un mic pas. Ar mai fi o lămurire de dat aici, că v-a întrebat înainte de publicitate Sebastian Bodu în legătură cu casa asta de comerț. Da, dacă de vreți să îmi răspundeți la întrebare, că asta vă răspund, da? Deci această casă de comerț este un trader, corect? Domnul Bod. Corect? Domnul ministru, ne mai auziți? Alo. Da. Repetați întrebarea. Deci, domnul ministru, am să vorbesc un pic mai rar. Această casă de comerț... Alo, eu din nefericire nu vă aud, alo? Alo. Ghinion, tocmai da. La mine s-a... Nu, bine, haideți, lăsați, ok. Alo, nu mai auziți, domnule ministru, vă întrebam de casa asta de comerț. Uitați, folosesc de la vânderea domnului Cărbunaru, mă auziți acum? Alo. Alo, mă auziți? Pe domnul Cărbunaru l-ați auzit, deci mă auziți și pe mine, nu? Alo. Alo. Alo, da, alo. M-auziți, da? Mai puneți o dată întrebarea ca să audă domnul ministru. Deci, domnul ministru, întrebarea este următoarea. Prin casă de comerț se înțelege un trader, nu-i așa? Asta este denumirea română a traderului, casă de comerț, corect? Domnul Obor, așteptați să se realizeze această construcție la care participă colegii de-ai mei, care vă pot da în perioada următoare răspunsul. Domnul ministru, exact, vă întreb pe dumneavoastră, că... nu să n-aștept. Deci dacă dumneavoastră nu aștept, ne așteptați, nu vă pot da răspunsul complet, motiv pentru care mi îngădui să-mi acordați această clemență pentru a vă da răspunsul atunci când ea va fi construită și va avea elementele necesare pentru a... Nu vă dau, vă eschivați, dar asta e, nu pot să vă oblig să-mi răspundeți. Din acest punct de vedere, vă rămân recunoscător că ați înțeles ceea ce am vrut eu să spun, dar prin faptul că la această dată nu este proiectată și nu pot să vă dau elemente pe care încă nu le stăpânesc în intimitatea lor. Eu sunt un om exact, sunt un om al cifrelor, sunt mulțumim. Un om analitic. Mă bucur că v-a revenit legătura și că totuși m-ați auzit. Țin foarte mult la aceste analize și la exprimarea exactă, în așa fel încât să nu pun dubiu la orice răspuns. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, și vă aștept în emisiune, pentru că așa ați spus, săptămâna viitoare vă aștept în emisiune. Îngăduiți să dau salutul de respect celor care au fost în platoul dumneavoastră. Da. Vă mulțumim, mulțumim foarte mult, domnule ministru. Nadia, dacă faci un interviu cu domnul ministru, dar am și eu o singură întrebare, pe care n-aș vrea să mai lungim acum vorba, că ne-am întins o oră, am vorbit cu domnul ministru. O întrebare foarte simplă, ține de logică și de faptul că trăim în țara coincidențelor, în care toți secretarii de stat vin de pântele orman, în care țara coincidențelor. Și apropo de coincidențele astea, domnule, cum să face că în programul ăsta de guvernare, pe mine m-au avertizat cultivatorii de castraveți, care sunt foarte supărați pe aia de tomate, că de ce aia de tomate au primit subvenție, la fel cum crescătorii de capre și de oi, pe care le venerează, înțeleg, domnul ministru Daia, sunt foarte supărați pe aia de porci, că aia de porci primesc 10.000 de euro pe 200 de capete, aia de capre și de oi nu primesc nimica. Că în România, dacă ai oaie, care e animalul numărul 1 al României, nu primești nimica, dacă ai porci, ca fiul domnului Dragnea, primești. Deci, cum a stabilit această ordine a priorităților guvernul PSD, programul de guvernare? De ce la tomate și nu la castraveți? Și de ce la porci și nu la oi sau la capre? Ca să înțelegem și noi și tot poporul. Asta e o întrebare esențială. Într-o Românie condusă, de fapt, de Liviu Dragnea, nu de domnul Daia, nu de domnul Tudose, nu de domnul Grindeanu, nu de toți miniștrii ăștia care vin, pleacă. Apropo de Grindeanu...